fostul concurent al emisiunii matrimoniale Puterea Dragostei a mărturisit ce a pățit. Tânărul a spus care este situația actuală de fapt. Vedeta a mai activat ca fotbalist în Liga 4, este axat de o perioadă lungă de timp însă pe sporturile de contact. MMA-ul este cel care l-a atras cel mai mult. Acesta este și motivul pentru care Iancu Sterp se antrenează constant, de aici micile incidente de care are parte. La unul dintre antrenamente, sportivul s-a ales cu ochiul vânăt. Vreau să vă spun ce am pățit la ochi, că m-ați întrebat mulți în comentarii. M-am lovit la antrenament, a povestit fostul concurent de la Survivor România. Fratele mai mic al lui Culiță s-a confruntat până acum cu Ricardo Filip, pe care l-a învins în ring. Acum se pregătește de o altă luptă împotriva lui Ovidiu. Eu cred că și el, la fel ca și mine, a avut o tactică de meci care s-a bazat pe picioare, el fiind mai înalt. În meci a încercat de multe ori să mă lovească cu piciorul. Tactica mea a fost aceea să-l duc la sol, să nu stau foarte mult cu el în picioare. Eu mi-am propus să mai continui un pic în domeniul ăsta. De mic am fost pasionat de lupte, de MMA. O să mai continui puțin în domeniul ăsta ca să vedeți că nu a fost doar o întâmplare că am câștigat, spunea fratele lui Culiță Sterp după lupta cu Ricardo. Sunt pregătit să urc în ring, cu toate că familia mea nu este de acord. Fratele meu este singurul care mi-a înțeles provocarea, a mărturisit acesta în urmă cu mai mult timp. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.